Rodica Drăguș, prima competiție oficială de anul acesta, 2011. Da, pentru noi este prima competiție oficială, Cupa Bistrița am organizat-o, am avut invitați de la Baia Sprie și Vatra Dornei. Sper să fie de bun augur, cum să spun, un început bun pentru sportivii noștri. Numai un pic zăpada e cam mică, dar ne-am descurcat destul de bine. Și ați avut câteva probleme cu ceața la începutul concursului. Da, da, acum la cei mai mici, cum se zice, ține Dumnezeu cu noi și am putut vedea, s-a ridicat și ceața. Cum apreciez rezultatele obținute de sportivii bistrițeni la acest concurs? Mulțumitoare deocamdată, fiind și primul concurs, copiii s-au mobilizat, eu zic că au mers destul de bine, pentru că ne așteaptă un an competițional destul de greu. Săptămâna viitoare avem Cupa Harghita, după aia în luna februarie încep deja la început campionatele naționale de juniori, unde sperăm să obținem rezultate cât mai bune. Condițiile de aici, de la Piatra Funcțională, pentru schiori? Sunt condiții foarte bune, am avut zăpadă, ne-am putut pregăti destul de bine, cu toate că o parte din sportivii noștri se află într-o competiție la Harghita Biatloniștii, Petrică Hogiu se află în competiții internaționale în Cupa Europei în Germania, urmează pentru el campionatele mondiale la sfârșitul lunii ianuarie, unde sperăm să obțină un rezultat foarte bun. Spune niște nume de viitoare participante în Cupa Mondială. Cupa Mondială? Cupșa Mihai, o speranța noastră, avem Cioan Calin, care momentan se află plecat într-un campus în Cehia cu echipa României, Păvălean Ionuț, Drăguș Paul, Capătă Daniela, Nemes Ionela, Ciurea Dănuța. Eu zic că avem o generație bună și așteptăm un pic, să avem răbdare numai să crească frumos.